Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2022. Conform raportului, la 31 decembrie 2022, 1020 de cereri erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 12 din 46 de state. Reclamații, concetățenii noștri au transmis plângeri către Curtea Europeană împotriva Republicii Moldova, număr de 642 de cereri, ce este aproape egal cu numărul transmis în anul 2021, dar mai mare decât în anul 2020, an în care a fost pandemie și probabil multe instanțe de judecate nu au activat. Acest număr de 642, la prima vedere, este mic, dar în esență nu este așa. Cu adevărat, este unul destul de mare. După numărul cererilor depuse, atenție, pe cap de locuitor, Moldova se află pe locul 4 la nivel de toate țările membre a Consiliului Europei. Dintre acestea, 642 cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar. 301 cereri au fost comunicate guvernului, au fost pronunțate 34 hotărâri. După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 4 cu indicele 2,47 cereri la 10.000 de locuitori. În privința Moldovei, pe parcursul anului 2022, Curtea a pronunțat 34 hotărâri, dintre care în 31 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. De reclamat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populației depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Acest lucru este destul de trist pentru Republica Moldova, fiindcă țara noastră este mică și demografic și geografic, dar oamenii noștri se pare că depun cereri fiindcă nu au încredere totuși în sistemul de judecătoresc din Republica Moldova și mai degrabă ar depune cereri la Curtea Europeană pentru a-și revindica anumite drepturi.